Atenție, aplauze! Doamnelor și domnilor, aplauze pentru invitatul special de astăzi, Doina Teodoru! Da. Tot eu sunt. Luați loc și țineți-vă respirația. Mi-e și răuț așa. O să încep prin a lua frumos pe genunchi, pe fetele astea din primul rând. Și aici nu mă refer la tine, Mihai. Și la amețitele alea din spatele tău. Păi ia ziceți, mă, fetelor, ce facem, mă? Susțineți drepturile aricilor sau care-i treaba? Că am văzut numai țepi cum vă ies prin ciorapi. Ce să facă, mă, un bărbat cu voi, a? Ce să facă, să rașcheteze parchetul cu picioarele alea păroase, ziceți? A? Și v-am simțit. V-am simțit, dănculise v-am simțit. Mirosiți de parcă v-ați îmbăiat toate în esență de mosc expirat. Trezirea amețitelor că rămâneți singure. Și nu mă refer aici la balenele ucigașe, că alea sunt într-o relație de durată cu frigiderul. Gimnastică faceți? Sport, zic. Nu? Că să te duci în vacanță pe banii fraierului, ăla nu e sport. Ești prot. Pește, de ce mă întrebi? Șprot. Treziți-vă, amețitelor. Nu prea știți să vă mișcați. Cred că în pat sunteți tot așa statui, a? Ziceți, mă, în pat sunteți tot așa statui? Învățați să vă mișcați, fetelor, când faceți dragoste. Că poate să mai uită și el la un meci. Mai faceți și voi stânga-dreapta, la fazele importante, da? Că nu sunteți de piatră. Pe de altă parte și voi, mafioților, nu mai întrebați când are orgasm, da? Că n-aveți voi de unde să știți că nu sunteți acasă la ora aia. Și ziceți, mă, mafioți șmecheri și masculini, care sunteți? Când scoateți, mă, coarnele alea de rând de pe mașină? Ziceți, mă. Corect. Ați vrut să vă puneți și voi cornițe, a? Ziceți, mă. Stați liniștiți că de asta ne ocupăm noi. Nu trebuie să vă faceți probleme cu asta, a? Bun. Și hai să încercați să vă luați și voi niște pantaloni care sunt mai puțin strâmți, că începe să vi se vadă vaginul, dragi parteneri macho care sunteți, și hai să revin la amețite că n-am terminat cu ele. Vedeți? Un neterminat. De-aia sunt plină de răutăți. Ziceți, mă, fetelor. Voi luați exemple de la fetele astea, nu? Care n-au avut destin și au reușit în viață, nu? Gen Monica Columbeanu. Ia stai așa, că mi-am să amintești. Chiar am o problemă cu asta. Bă, de ce umblați, mă, cu boșorogea? Ziceți, mă. Nu vă e rușine, mă, să luați bani de la bătrâni? Comandați, dracu, o pizza și moare moșul înainte să vină pizza. Ce faci? Cu ce o plătești? Mica mea! Mamă, bine! Aia e bomba, domnilor! Gândiți și voi un pic, un bec n-ați schimbat și voi în tărtăcuța aia, numai pe întuneric stați. Și cum scăpați de acasă, băgați în buze. Bă, frate, ce aveți, bă, fratele meu, cu botul ăla de rață, mă? Spuneți-mi și mie, bă, nu-i nimic sexy la asta, vă zic eu. Dacă era așa sexy, bărbații ar fi început să crească rațe pe acasă, le țineau pe în WC-ul, vă zic, nu e nimic sexy. Eu nu înțeleg cum vă spălați pe dinți cu ditai buzoaiele alea, băi. Cred că nici la molar n-ajungeți. Spălați în gol. Da, hai să trecem la lucruri mai puțin vesele. Am sunat o prietenă zilele trecute, zic că... Ce faci? Zice, ce te zic? Aoleu, nu mai ai net? Ce ai pățit? Uitați și voi în ce hal ați adus-o pe fata asta, că o lăsați singură atâta timp. Bă, oameni buni, bă, băieți, bă, femeia, bă, e ca pământul pe vremea comuniștilor, mă. Dacă nu-l muncești, îți iau ăștia la colectiv.
Asta ca să fie clar. Puneți mâna pe femeie și faceți treaba marțafoilor. Că nu degeaba își dă duhul femeia să rate și a om. Păi nu ajunge, bă, câte facem pentru voi. Ne trezim cu 2 ore înaintea voastră, pe puțin. Ne pieptănăm, ne machiem, ne îmbrăcăm și la 9 când vă treziți voi, noi suntem deja nervoase, dar zâmbim. Și știți de ce? Știți, mă, de ce? Pentru că noi ne machiem cu creioane și farduri și alea sunt făcute din chimicale. Și o travă. Și ne dăm cu parfum. Și ăla este cam 80% alcool, știi? Deci, practic, noi la 9 dimineața zâmbim că suntem drogate. Și acum ascultați la Dănuța. Astea care aveți marțafoi de ăștia de... Au fantezii cu haine, da? Cu costume. Vă zice Dănuța ce să faceți? Bă, vrea costum? Îmbracă-te rochie de mireasă, bă! Asta e fantezia supremă, știi cum le trece instant. Hai să trecem la verdict, că deja nu mai pot cu atâta prostie în jurul meu. Mă duc acasă, că acolo mă simt mai bine. Deci, Mihai, mașo care ești! Tu te îmbraci mereu negru, porți doliu vieții, nu știu, ești nefericită, geacă neagră, pantaloni negri, da, am înțeles. Deci nu știu dacă omor pe cineva, dar pe mine mă omor sigur. Delia, ție nu știu ce să-ți mai spun. Și oricum e ușor tardiv să zic ceva. Bă, dar cu tine mă simt așa, știi, de parcă îmi retrăiesc copilăria, mă. Ca la 3 ani, adică, bă, simt că fac pe mine, mă, de fiecare dată când te văd cum te îmbraci. La fel și în cazul lui Chielu, numai că la el simt că fac pe mine de frică. Bă, vă rog din suflet să nu mai citiți reviste. Apropo de asta cu revistele, am intrat pe un site de ăsta de scandal și era un articol acolo cu intră aici să vezi cu cine s-a mai combinat nu știu ce actor. Bă, am intrat. Un actor de care ne auzise niciun câine, care se combinase cu nu știu ce bărbat. Și aș vrea să-mi cer scuze, Mihai, că nu știam cine ești pe vremea aia. Dar acum știu și înțeleg. Da, hai că m-am distrat cu voi. Mă duc acasă. Țineți minte o vorbă pe care a zis-o o fată care a trecut pe aici. Bă, dacă vrei să sari din avion, ai nevoie de parașută, da? Ai nevoie de ea, doar dacă vrei să mai sari odată. Hai că v-am pupat. M-am ridicat așa în fața voastră ca să vedeți cât de bine stau pe fizic. Atât. Să vă tragă cortina, mersi. Bă! Dar este foarte bine machiată și seamănă foarte bine și o satură, adică nu mă...